Citim și pentru seara aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu, de la Evanghelia după Matei, capitolul 2, începând cu versetul 1. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului. Și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea au răspuns ei: căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamărutul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, și s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Evanghelia după Matei începe prin a ne prezenta cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram, arătându-ne că Domnul Iisus Hristos este împlinirea legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram și legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu David, că el va avea un fiu care va sta pe scaunul lui de domnie în vecii vecilor. Acesta este motivul pentru care Matei începe Evanghelia după Matei prezentându-ne genealogia Domnului Iisus Hristos, repet, pentru a ne arăta că el vine pe această linie regală, că Iisus este regele promis atât lui Avram, că din el vor ieși împărați, și regele care avea să fie pe scaunul lui David. Bineînțeles, apoi de la versetul 18 la versetul 25 până la finalul capitolului 1, Matei vrea să ne arate că Iisus nu doar vine pe linia genealogică de la Avram și David, ci că Domnul Iisus Hristos este un rege special. El este Dumnezeu cu noi, El este Dumnezeu întrupat. Apoi de la versetul 1 până la versetul 12, capitolul 2, ne arată la propriu cum a fost perceput acest rege pe pământ. Cum a fost perceput acest rege pe pământ. Și aș vrea în primul rând să ne uităm în seara aceasta la modul în care Matei, prin Duhul Sfânt, ne confirmă că Domnul Iisus este regele suprem, un rege special. Da, au fost mulți regi după David, dar tot Israelul aștepta un rege special, un rege unic, l-așteptau pe Mesia. De unde știm noi, din Cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul Iisus este regele ăsta special? În primul rând, pentru că la nașterea Domnului Iisus Hristos avem acest semn supranatural. Zice: i-am văzut, steaua a răsărit. Nu zice o stea, steaua, una specială, o stea specială. Și apoi repetă lucrul acesta în versetul 9 și iată că steaua, nu o stea, oarecare stea, Domnule, Jupiter, Saturn, o stea din asta oarecare, o apărut iară. Nu, zice steaua, o stea specială, da? Steaua pe care au văzut-o răsărit mergea înaintea lor. Acum câte stele ne călăuzesc pe noi în fiecare zi când ne ducem, ne arată steaua unde ne ducem. Deci nu, ăsta este un lucru supranatural care a avut loc. Există o explicație pe care unii comentatori biblici o dau cu privire la această stea și spun lucrul acesta întreagăt, că această stea ar fi șechina sau slava lui Dumnezeu arătată și păstorilor, da? Este o explicație, acum lucrul ăsta este mai puțin important. Ce am vrut să subliniez este că Dumnezeu confirmă pe Domnul Iisus Hristos ca regele suprem prin acest semn supranatural. În al doilea rând, prin venirea magilor. Nu v-ați întrebat oare vreodată de ce Cuvântul lui Dumnezeu dă un spațiu atât de larg acestor magi? Felul în care acești magi au venit, l-au găsit pe Domnul Iisus, de ce atâta discuție despre magii aceștia?
în vremea respectivă și cu mult timp înainte de Domnul Iisus Hristos, magii aveau un rol foarte important în toate imperiile care s-au perindat pe pământul acesta. În special în Imperiul Medo-Persan, magii au fost aceia care au făcut, bineînțeles, astea sunt detalii istorice care pot fi găsite în tot felul de surse istorice, magii erau aceia care recunoșteau regii, propuneau regii și aveau puterea de a da jos un rege. Atât de puternică era influența acestor magi. Venirea magilor la Ierusalim, cei care recunoșteau regii în mod general, a fost un mod în care s-a arătat și oamenilor de atunci, în vremea de atunci, că acești oameni calificați au recunoscut că într-adevăr acolo a fost un rege special. Magii n-au venit la Ierusalim să recunoască pe Irod ca rege. Magii n-au venit la Ierusalim să recunoască alți regi. Magii au venit special la nașterea Domnului Iisus Hristos, pentru că asta era funcția lor în vremea respectivă. Și indiferent de imperiile care s-au perindat, istoria mărturisește lucrul acesta, că magii erau luați de fiecare împărat ca sfătuitori foarte, foarte, foarte importanți. Mai încolo vedem imediat de unde aveau informații atât de precise magii aceștia. În al treilea rând, al treilea aspect foarte important care ne arată că Domnul Iisus a fost un rege special, este că magii au căutat alt rege decât pe cel care era acolo. Nu? Anormal, domnule, venim aici, căutăm pe regele. Păi eu sunt regele, nu tu, altul. Tu nu ești important, nu ne interesează de tine. Faptul că i-au căutat alt rege decât ăla care era atunci, arată că Domnul Iisus era un alt tip de rege decât era Irod. În al patrulea rând, teama lui Irod. Nu v-ați gândit vreodată, domnule, cum să teamă dita mai Irodul de un prunc? Irod știa care era funcția magilor. Dacă venea oricine altcineva la Ierusalim, Irod nu se tulbura. Când au venit magii care aveau această funcție specială de a recunoaște regii, Irod s-a tulburat pentru că știa Irod ce putere aveau magii, ce influență aveau magii, ce înțelepciune aveau magii, care era funcția acestor magi. Teama lui Irod față de acest prunc, teama lui Irod de acest prunc, Domnul Iisus Hristos, la vremea respectivă, arată că nașterea lui Iisus a fost nașterea unui rege important, că Domnul Iisus a fost regele regilor. Altfel el nu s-ar fi temut absolut deloc. Apoi vedeți în continuare tulburarea întregii cetăți. Când au venit magii și au întrebat de nașterea Domnului Iisus Hristos, toată cetatea s-a tulburat. Când s-a mai tulburat cetatea așa? Tulburarea lor arată suficient de clar iarăși că cine s-a născut acum a fost un rege special. Mai mult decât atâta, organizarea asta urgentă a sinodului preoțesc și a cărturarilor din nou arată că a fost nașterea cuiva special. Da? N-a organizat Irod, n-a fost Irod niciodată așa de interesat de cuvântul lui Dumnezeu și n-a făcut niciodată Irod conferințe religioase până atunci, decât la nașterea Domnului Iisus Hristos. Mai mult decât atâta, profesioniștii scripturilor din vremea respectivă, cărturarii și preoții cei mai de seamă, confirmă că nașterea acestui rege în Betleemul din Iudeea este nașterea lui Mesia, e nașterea cuiva special. Da? Este nașterea regelui regilor, a celui care a fost profețit dinainte. Și nu la voia întâmplării, Scriptura precizează că cei care au confirmat lucrul acesta erau niște oameni în domeniu. Nu au luat Irod niște soldați să-i spună despre Domnul Iisus sau despre Mesia. Irod n-a întrebat pe oricine. Pe cine a întrebat Irod? A întrebat pe oamenii care erau în temă, care se pricepeau la treburile astea. Da, bineînțeles, erau oameni nenăscuți, din nou, oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, dezinteresați de Dumnezeu, dar erau profesioniști, se pricepeau la treaba asta. Mai mult decât atât, avem această confirmare nu doar a profesioniștilor, a profeților. În Betleemul din Iudeea au răspuns că ce a fost scris prin prorocul. Și ei citează o profeție aici. Tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi, mai spune, un păstor, care va fi păstorul poporului meu Israel, da? Mai mult, Domnul Iisus Hristos și această profeție arată acest lucru, tulburarea s-a făcut din cauza aceasta, pentru că Mesia urma să fie împlinirea așteptărilor evreilor. Evreii asta așteptau. Să vină cineva care să scuture jugul roman și să facă din Israel o împărăție specială și așa mai departe. Uitați-vă apoi în versetul 7, atunci Irod a chemat un alt semn că Domnul a fost un rege special, a chemat pe magii ascuns, apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Însărcinarea pe care regele Irod le-o dă acestor magi arată cât de serios a luat Irod situația asta. Și pe drept a luat-o în serios. Trebuia să o ia în serios, că era
o lucrare foarte serioasă care s-a împlinit. Apoi avem din nou un semn, indicarea dublată și precisă a celui semn supranatural, că steaua pe care au văzut-o în răsărit se arată din nou. Cum au plecat, iată că steaua pe care au văzut-o în răsărit mergea înaintea lor. Apoi când intră magii aici, aduc niște daruri care erau niște daruri de recunoaștere a regelui, de asta au fost darurile astea speciale, da? Au fost niște daruri de recunoaștere a regelui. Ei se închină lui Hristos ca un semn că era un rege special. Biblia nu ne spune că s-ar fi închinat lui Irod și eu cred că nu s-au închinat lui Irod, când ei nu interesa pe ei de Irod, ei nu recunoșteau pe Irod, ci îl căutau pe Domnul Iisus și l-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Apoi au parte de o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu printr-o călăuzire. În vis noapte au fost înștiințați de Dumnezeu să nu mai dea pe la Irod. Ei rup legământul acesta cu Irod, promisiunea pe care au dat-o lui Irod că se vor întoarce și să duc pe un alt drum acasă, arătând din nou că atașamentul lor și al lui Dumnezeu, atașamentul era față de Domnul Iisus Hristos și atașamentul lor era față de Domnul Iisus Hristos și au rupt orice legământ cu acest rege fals. Toate lucrurile acestea pe care le vedem în pasajul acesta, eu am notat vreo 13-14 indicii care ne arată că cel care s-a născut acum, în perioada despre care ne vorbește Matei, a fost Mesia, a fost regele regelor. Sunt suficiente detalii care ne arată lucrul acesta. Cel puțin din perspectiva lui Matei, care scrie insuflat de Duhul Sfânt, cel care s-a născut este regele pe care l-a așteptau evreii, este regele pe care l-a profețit cuvântul lui Dumnezeu, este regele care a fost pus în planul lui Dumnezeu. Dacă ne dă Matei această confirmare, Matei ne arată că nașterea Domnului Iisus Hristos a fost însoțită de o chemare adresată acestor magi. O chemare. Dar vreau să ne uităm pe scurt la această chemare pe care a făcut-o Dumnezeu. Această chemare este inițiată de Dumnezeu. Și poate vă întrebați cum a fost inițiată de Dumnezeu. Păi a fost inițiată de Dumnezeu întâi prin steaua asta, nu? Dar despre magii aceștia mai găsim, nu ne permite acum timpul, mai găsim scris în Daniel, că Daniel a ajuns la un moment dat pus peste toți înțelepții care existau la vremea respectivă și care erau sfătuitorii împăratului. El a fost pus acolo, Daniel, mai mare peste ei. Și să fim noi siguri că Daniel, care era un om credincios, a fost un om care a dat cuvântul lui Dumnezeu. Scripturile Vechiului Testament care profețesc în zeci de profeții despre venirea lui Mesia, despre venirea Domnului Iisus Hristos. Și eu consider un lucru de la sine înțeles că oamenii aceștia au transmis prin tradiție orală și chiar prin cuvântul lui Dumnezeu care era scris până la vremea respectivă, Vechiul Testament, cât era scris, au transmis aceste așteptări mesianice, au transmis acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și de aici magii aveau aceste, că nu scria peste ea împăratul de curând născut al iudeilor. A fost un semn. Dar de unde știau ei că împăratul a fost de curând născut și că era împăratul iudeilor? Și că era împăratul ăsta special? De unde au știut? Păi au știut din scripturile Vechiului Testament, pe care ei le aveau și care existau la vremea respectivă în toată lumea cunoscută de atunci. Copiate, manuscrise, date mai departe, așa cum se obișnuia în vremea respectivă. Așadar, chemarea lui Dumnezeu față de acești magi a fost inițiată de Dumnezeu. Nu ei l-au căutat întâi pe Dumnezeu. Dumnezeu a inițiat această chemare foarte importantă. În al doilea rând, chemarea lui Dumnezeu este transmisă inteligibil. Oamenii ăștia știau ce caută. Ei n-au venit ca niște bezmetici la Ierusalim. Dom'le, știm că s-a întâmplat ceva aici. Dar ce? Mă, nu știm. Voi știți de ceva special care s-a întâmplat, că am venit pentru ceva special? Ce, dom'le, s-a întâmplat? Nu știm. Nu, vedem foarte clar că ei aveau informații precise cu privire la cine era cel care s-a născut. Apoi, aș sublinia din chemarea asta pe care o face Dumnezeu că este o chemare plină de îndurare. De ce spun lucrul acesta? Și este plină de har. Pentru că magii, într-un sens, n-aveau niciun drept la poporul lui Israel, în legăminte poporului Israel. N-aveau niciun drept la binecuvântările poporului Israel. Într-un sens. Oameni, nu erau... Ne-am fi așteptat, orice om poate să observe asta din cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am fi așteptat ca chemarea să fie făcută evreilor. Ce știu, un anunț din ăsta special, a venit Mesia și toți evreii buluc acolo. Ca la moaște. Da? Ca la Paraschiva, ca la nu mai știu cine. Dom'le, toată lumea buluc acolo. S-a născut în sfârșit Mesia, îl așteptăm de sute de ani. Toți oamenii buluc acolo. Nu. Dumnezeu să descoperă unor mași. Să știți din istorie... Magii aveau unii dintre ei niște preocupări mai dubioase așa. Unii dintre ei, mare parte dintre ei se ocupau cu niște practici oculte, cu astrologie, cu lucruri destul de ciudate. Dumnezeu le se descoperă lor.
pentru a ne arăta suficient de clar, suficient de clar, că chemarea lui Dumnezeu nu este chemare care se bazează pe tradiție, care se bazează pe faptul că ne-am născut în familii de credincioși, de evrei sau de credincioși nou testamentali, n-are nicio treabă cu asta. Este o chemare plină de îndurare a lui Dumnezeu. Și este foarte interesant, dacă vă uitați și la genealogia Domnului Iisus Hristos, vedeți aici trecute câteva femei. În versetul 3 ni se precizează femeia aceasta Tamar, care știți foarte bine că a fost o femeie stricată, vinovată de incest, că s-a culcat cu socrul ei. Da? Apoi ne este precizată femeia aceasta Rahav, care și ea avea o profesie nu foarte onorabilă, era prostituată. Apoi ne este precizată soția lui Boaz, da? Soția lui Boaz, pe care o cunoașteți, Rut, era moabită, venită dintr-o linie genealogică blestemată pentru că a rezultat dintr-un incest. Și apoi ne este precizată în final nevasta lui Urie, văduva lui Urie. Știți cine? Batseba, care în timpul războiului, na, ea s-a gândit să facă un spa și, na, în fine, știți ce s-a întâmplat? A păcătuit cu David. Îs trecute femeile astea, care niciuna dintre ele nu a fost o femeie foarte evlavioasă. De ce le trece în genealogie? Pentru a arăta suficient de clar că împăratul ăsta a fost un împărat care urma să vină, a fost un împărat venit dintr-o genealogie așa cum era, dar un împărat care a vestit harul. Prin Moise a venit legea, prin Hristos a venit harul și adevărul. Și chemarea magilor este o chemare care arată îndurarea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Aș mai spune că chemarea lui Dumnezeu este o chemare complet suverană. Dumnezeu, fără niciun fel de criteriu omenesc, i-a chemat pe magii. Și de ce n-a chemat pe alții? Noi am putea să filozofăm foarte mult acum. Poate magii ăștia erau mai speciali, aveau așa un fel de evlavie din asta față de Dumnezeu, a fost suveranitatea lui Dumnezeu, că așa a vrut el. Putea să cheme Dumnezeu din milioanele de oameni care existau pe pământ, pe oricine altcineva. Dumnezeu a vrut să cheme pe magii ăștia. Este o chemare suverană. Este o chemare care a fost pregătită providențial de Dumnezeu, da? În istorie, cu Daniel, cu alte lucruri care s-au întâmplat de-a lungul istoriei, oamenii aceștia au ajuns să fie informați cu privire la Mesia. Și fiecare dintre noi care am fost chemați de Dumnezeu, nu a venit tot așa la o scânteie. Au fost o grămadă de evenimente care au lucrat, au fost orchestrate de Dumnezeu ca să ne aducă în fața mântuirii Domnului Iisus Hristos. Apoi vedem că această chemare a lui Dumnezeu este precisă, ei știau exact. Am spus lucrul acesta, ei știau exact ce căutau. Unul este împăratul de curând născut al iudeilor și mai mult decât atât, această chemare a lui Dumnezeu ajunge să fie călăuzită biblic. Ei ajung la Ierusalim și Dumnezeu le confirmă prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu că acesta care s-a născut este Domnul Iisus Hristos, este Mesia, este căpetenia poporului Israel, este păstorul poporului Israel. Și este important, am mai auzit multe povești din astea, oameni care au avut vise în care s-a descoperit Dumnezeu, în cele mai multe cazuri, dacă nu în toate cazurile, oamenii aceștia au ajuns în contact cu cuvântul lui Dumnezeu până la urmă. O, au așa, numai, ce știu eu, niște vise din astea și de acolo ei au început să îl urmeze pe Dumnezeu fără să știe nimica despre Domnul Iisus Hristos. Au ajuns în contact cu Domnul Iisus Hristos. Da, Matei ne prezintă această confirmare a regelui, ne arată, așa, dacă putea să spunem, printre rânduri cum au fost chemați oamenii aceștia de Dumnezeu, dar aș vrea în al treilea rând să ne uităm la căutarea acestor oameni care sunt descriși în pasajul acesta după Dumnezeu. Și bineînțeles, e ușor de observat că sunt trei categorii de oameni. Sunt magii, sunt preoții cei mai de seamă și cărturarii și este Irod. Da? Ne uităm la aceste trei categorii de oameni și să observați un fel de paralelă în vremea în care noi trăim. Sunt aceleași categorii de oameni și astăzi. Domnul Iisus nu mai este un prunc, da? Este înălțat în glorie, știm statutul și poziția pe care el o are, ni s-a amintit suficient de clar și dimineață, dar aș vrea să ne uităm pe rând la aceste categorii de oameni și să ne gândim dacă nu cumva ne încadrăm și noi pe undeva. În primul rând vedem căutarea aceasta criminală a lui Irod, dar până să observăm partea negativă în căutarea lui, haideți să ne uităm la câteva aspecte pozitive. În primul rând, pe mine mă uimește că Irod recunoaște foarte clar că Domnul Iisus este periculos, nu? Băi, nu apuși, te temi, nu faci atâta tărăboi dintr-un motiv, nu? Domnul Iisus, ce putea să-i facă Domnul Iisus? Ce putea să-i facă Iosif cu Maria lui Irod? Nu aveam nicio treabă ei cu Irod. Ce putea să-i facă Domnul Iisus lui Irod? Vă întreb.
Însă Irod e tulburat. Și noi am putea să spunem, domnule, era tulburat degeaba. Nu era tulburat degeaba. Era tulburat Irod degeaba. Nu, nașterea Domnului Iisus Hristos arată și, sau este percepută de Irod ca un mare pericol. Ca un mare pericol. Pentru că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos nu lasă pe nimeni într-o poziție de neutralitate față de el. Ori ești pentru el, ori ești contra lui. În al doilea rând, Irod nu ia vestea magilor ca o veste, ca o știre absurdă. Ce? S-a născut un profet, mă, serios. Și dacă cunoașteți, dacă ați mai auzit din istoria aceasta despre omul acesta, Irod, Irod și-a omorât mama, pentru că a bănuit-o ca atentat la tronul lui, și-a omorât apoi soția, tot din, deci era un maniac, un om bolnav, și-a omorât doi copii și cu 5 zile înainte de moarte și-a omorât și pe al treilea. Atât de obsedat era de poziția în care s-a aflat și de puterea care a acaparat-o în mâinile sale. Atât de obsedat și de maniac era. E, omul ăsta ajunge să se înfioare și să se tulbure și să se agite și să tremure la vestea că s-a născut un prunc. Câți oameni care aud astăzi despre nașterea sau despre vestea întrupării Domnului Iisus Hristos, câți oameni astăzi mai sunt în vreun fel mișcați? Câți oameni, dacă ei le spune ce... Reacția lui Irod, ar spune, da mă, ce criminal, ce maniac era Irod. Dar ei n-au, nu-s mișcați de nimica. Ăsta măcar, omul ăsta măcar s-a tulburat. Omul ăsta măcar a avut o reacție. Ăsta a luat în serios vestea. Du-te așa și spune oameni, mă, voi știți că s-a întâmplat Mântuitorul? Voi știți că există o mântuire care ne-o poate da Dumnezeu? Nu iau oamenii, nu iau oamenii vestea în serios, înțelegeți? Partea bună la Irod e că ia vestea asta pe care a auzit-o, nu ca pe o știre absurdă, ci o ia cu foarte mare seriozitate. El crede vestea nașterii Domnului Iisus Hristos. Vestea nașterii mele, o crede sau nu crede? Păi o crede, că altfel nu se tulbura. Mai observați la Irod că Irod se folosește de oameni calificați pentru a afla adevărul. Sunt mulți oameni care astăzi se justifică, zic, Doamne, dacă preoții nu ne învață cum trebuie, nouă preoții ne-au spus că noi nu putem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, nu deschidem Biblia. Da, nu, bă, când ne spune preoții că, ce, ne credem numai deștepți ca preoții? Doamne, ei cum ne spun ei, noi ne băgăm noi, că noi știm noi, cuvântul lui Dumnezeu trebuie interpretat de oameni calificați, oameni cu diplome, oameni cu școli teologice. Da? Nu ne băgăm noi. Ok, dar uitați un lucru. Un lucru pe care ar putea să-l facă și oamenii lumii astea care se scuză în felul acesta. Domnule, ce a făcut Irod? Irod a chemat pe ăștia și i-a întrebat și ei l-au informat pe Irod de unde? Despre Mesia. De unde l-au informat? Din cuvântul lui Dumnezeu. Când orice om stă și ascultă ce spune popa, sau eu, sau apostolul Pavel, credincioșii din Berea, zice că se duceau acasă și ce făceau? Ia să vedem, mă, ce o zis ăsta. Ce trăsnă, zice. Când popa spune acolo, ce spune el acolo? Ia să văd eu. E din cuvânt ce spune popa sau nu e din cuvânt? E din cuvânt ce spune păstorul sau nu e din cuvânt? Sau predicatorul sau cine o fi el? Oamenii ăștia, vă spun, oamenii ăștia care l-au ignorat pe Hristos au fost complet nepăsători față de Domnul Iisus Hristos, cărturare și preoții ce mai de seamă. Complet nepăsători au fost. Măcar atâta lucru bun au făcut. L-au informat pe Irod din cuvântul lui Dumnezeu. Noi au vorbit din basme, din tradiții, din mitologii. Și vă spun că astăzi preoții sunt mai răi decât preoții ăștia ce mai de seamă. Ăștia măcar, Domnul Iisus le spune, cercetați cuvântul lui Dumnezeu pentru că socotiți că în el aveți. Deci ăștia cercetau cuvântul, ăștia știau cuvântul lui Dumnezeu, evreii știau cuvântul lui Dumnezeu. De când erau mici erau învățați cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi ne aflăm într-o ignoranță crasă. O ignoranță crasă. Noi vorbim că și multe adunări evanghelice lucrurile se întâmplă ca la fel. Oameni mulți predică numai bazaconii și povești și alte istorii închipuite. Apoi observați că Irod organizează niște întâlniri pe subiectul ăsta. Eu sunt foarte... deranjat așa, da? Într-un fel mi se pare unul. Se organizează foarte multe conferințe din astea religioase. Pe management religios, pe leadership, cum să fii un conducător eficient. Toată lumea vrea să conducă. Toți să învățați cum să conduc. Când s-a făcut ultima conferință pe tot felul de lucruri din astea, și chiar din Sfânta Scriptură, niște lucruri din astea care să strânească interesul, niște cercetări din astea asupra unor lucruri mai tainice, mai greu de înțeles din cuvântul lui Dumnezeu și oamenii se duc acolo și se desfătează cu niște calcule impresionante și cu niște lucruri scoase din cuvântul lui Dumnezeu. Toată lumea e mirată că o vine nu știu ce star din ăsta religios și le-o destăinui cuvântul lui Dumnezeu. Când a fost ultima conferință făcută asupra persoanei Domnului Iisus Hristos? Irod!
Criminalul, maniacul, a făcut o conferință pe un subiect precis. Nu căutați nimic altceva. Îmi spuneți exact despre Mesia ăsta. Unde se naște, cine e el, ce o să facă el. Și asta a făcut. Și asta a făcut. Ăsta e un lucru extraordinar de frumos la Irod. Bineînțeles, motivația din spate strică tot ce a făcut el. Dar el a făcut lucrul acesta, a organizat o întâlnire specială pe subiectul care le interesa pe el. Pe subiectul care le interesa pe el. Și repet, niciun om n-are nicio scuză. Cine vrea să afle adevărul lui Dumnezeu, îl va afla. Cine vrea să afle adevărul lui Dumnezeu. A, domnule, noi nu știm, noi nu ne pricepem. Du-te, domnule, la cineva care pricepe. Știi că sunt oameni care stau cu cuvântul lui Dumnezeu în mână. Du-te la ei și află și întreabă. Cine vrea să afle cuvântul lui Dumnezeu, îl află până la urmă. Apoi, vedeți că Irod crede în cărțile sfinte. Ei citează, auziți, în Betleemul din Iudeea a răspuns ei că iată ce a fost scris prin prorocul. Și Irod putea spune, bă, nu mă luați pe mine prorocii din astea, cu Biblia. Asta este o carte veche, nu cred eu trăznăi din astea scrise acum 600-700 de ani. Vezi, vă, de treabă, aveți să-mi spuneți ceva adevărat sau ceva real, nu mă luați pe mine cu cartea aia veche. Nu îmi spuneți mie povești din astea, cum spun mulți oameni astăzi. Irod nu spune așa. Irod crede și îi trimite pe ăștia unde? Unde îi trimite pe magi? La Betleem. De unde știa el că s-a născut Hristos la Betleem? De la cărturari, de la preoții, de ce mai de seamă? Dar preoții ce mai de seamă și cărturari, de unde știau? Din Biblie. Și vedem că Irod ia în serios ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dom'le, nu-i credincios omul ăsta. Ăsta e total necredincios. Ăsta e un războinic împotriva lui Dumnezeu. Dar el ia în serios ce spune Sfânta Scriptură. Omul ăsta crede ce spune cuvântul lui Dumnezeu. El crede că Scriptura, deci vrea informații din Scriptură și crede că Scriptura se împlinește. Și apoi auzi ce spune el magilor, zice: "Și duceți-vă și dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui." Deci el știa că regele ăsta care s-a născut este un rege care merită închinarea, chiar dacă era un prunc. Chiar dacă el știa lucrul ăsta. Mulți oameni astăzi nu știu lucrul acesta. Bineînțeles, partea negativă cu Irod e că Irod nu știa că Iisus e un alt fel de rege. Teama lui Irod se năștea din cauza faptului că el credea că Iisus o să fie un rege ca el și că o să-l detroneze. Hristos era un alt fel de rege. Hristos n-a venit să aibă cel puțin atunci o împărăție pământească și să facă război cu romanii. Mai mult, el nu știe că planul lui Dumnezeu este invicibil. Da? El nu... A fost... Irod a avut o doză considerabilă de prostie. Cum să crezi, dacă Biblia spune că așa se va împlini lucrurile, cum să crezi tu că tu, omorând pruncii, poți să distrugi planul lui Dumnezeu? Deci a avut o doză destul de impresionantă de prostie, mai ales că el a crezut în Scriptură, dar n-a crezut că Biblia e infailibilă, fără greșeală. Dom'le, dacă tu poți răsturna planul lui Dumnezeu, înseamnă că ce spune Biblia nu e adevărat, nu se împlinească. Nu? Câtă minte trebuie să ai ca să crezi că Biblia nu se împlinește? Sunt o grămadă de oameni din ăștia astăzi care cred că planul lui Dumnezeu nu se împlinește, că ce spune Scriptura nu se împlinește, iarăși el ia cu înșelătorii din astea pe mașină și spune: duceți-vă, cercetați, că vreau să mă duc și eu să mă închin. Mă, pe oameni poți să-i înșeli, dar pe Dumnezeu nu-l poți înșela. Ca dovadă avem faptul că Dumnezeu informează pe magi cu privire la toată înșelătoria care a avut loc acolo, da? Și vedem lucrul acesta. La Irod vedem și motivul pentru care nu se pocăiesc cu oameni. Irod n-a căutat pe Domnul Iisus Hristos, nu l-a iubit pe Domnul Iisus Hristos pentru că se temea pentru privilegiile, poziția pe care a avut. El toată viața lui a ucis și a omorât pentru o poziție pe care a avut-o el, pentru niște privilegii care veneau din faptul că era rege. De ce nu se pocăiesc cu oamenii astăzi? Pentru că sunt niște lucruri pe care le iubesc mai mult decât pe Domnul Iisus Hristos. Și că dacă mă duc la Domnul Iisus, trebuie să renunț la un păcat. Dacă vin la Hristos, trebuie să renunț poate la un loc de muncă. Dacă vin la Domnul Iisus Hristos, pierd ce știu eu. Pierd niște prieteni, pierd poate o persoană dragă, pierd pe cineva, pierd imaginea pe care o am eu în societate, o să spună lumea că m-am pocăit și eu, ce o să zică preotul din sat, ce o să mai zică, nu știu. Oamenii iubesc anumite lucruri și pentru lucrurile acelea îl vând pe Domnul Iisus Hristos, pentru niște lucruri de nimic. Asta se întâmplă în general. Domnul Iisus Hristos este prețuit foarte ieftin de oamenii din lumea aceasta. De ce? Din cauza unor privilegii sau unei poziții sau unei popularități sau anumitor lucruri pe care le au și le prețuiesc mai mult decât pe Domnul Iisus Hristos. Și în ultimă instanță, Irod nu suportă că ar fi altcineva mai mare decât el. Nu suportă lucrul acesta. Asta e căutarea criminală a lui Irod. Haideți să ne uităm apoi la căutarea constrânsă. Căutarea constrânsă pe care o vedem la preoții ce mai de seamă și la cărturarii norodului. Ce este interesant la ei?
că ei îl caută pe Domnul Iisus, dar nu au un interes sincer, da? Născut din inițiativă personală. Dom'le, să vezi oamenii care au, totuși am auzit câteva lucruri despre Domnul Iisus și oamenii ăștia informat. Zic, bă, vreau și eu să caut pe Domnul Iisus Hristos. Mă pun eu din inițiativă personală. Nu să mă bată altul la cap. Eu, sau noi care, cred că avem exemplul ăsta preoților celor mai de seamă și a cărturarilor, special pentru noi cei care suntem din familii de credincioși sau suntem foarte familiarizați cu cuvântul lui Dumnezeu. Și zice, cred asta. Că mulți dintre noi îl căutăm tot pe Domnul constrâns. Te întreabă tata, te întreabă, ai citit din Biblie? Mă, dar tu nu ai preocupare pentru Dumnezeu. Și tot te mai îmboldește, ba unul, ba altul, ba unul, ba altul, ba unul, ba altul. În adunările unde e, spunem noi, botezul mare, mă, când te botezi, când te botezi, când te botezi, când te botezi, tot e picură ca picătura chinezească. Bă, să duceți, botează și el odată, chiar dacă el n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Că tot îl bate tata la cap. Pe noi ne întreba, citiți din Biblie, citiți din Biblie, citiți din Biblie. Bă, citiți din Biblie, mă mai bată, da, am citit. De unde ai citit? De acolo am citit, lasă-mă în pace, îl caut și eu pe Dumnezeu. Dar nu cam un interes sincer pentru Dumnezeu. Ci că sunt anumite circumstanțe care într-un fel mă presează. Vin și eu la adunare, mă, și într-un fel și eu sunt interesat de Dumnezeu. Întrebarea este, este o inițiativă din partea mea? Am auzit eu, am simțit eu că Dumnezeu mă cheamă, am răspuns eu acestei inițiative din exterior să vede că eu vreau eu să-L caut pe Dumnezeu sau tot că cineva mă împinge din spate. Că tot am nevoie de proptele, tot am nevoie de cineva să mă bată la cap, tot am nevoie de cineva să mă roage, tot am nevoie de cineva să tot mă imbordească, ba să citesc, ba să mă rog, ba să vin la adunare. Nu există un interes sincer la ei din inițiativă personală. Nu există în al doilea rând o preocupare practică din cunoașterea asta minuțioasă pe care o avea cuvântul lui Dumnezeu. Nu exista nimeni în Israel ca să știe mai multe lucruri din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu decât oamenii ăștia. Nimeni. Și probabil că nimeni din tot satul ăsta nu știe mai mult din cuvântul lui Dumnezeu decât noi. Dar, întrebarea este, există o căutare și o preocupare practică? La ce mă refer? Că avem multe lucruri. Știm despre Domnul Iisus Hristos, nu știm ca lumea asta care nu știe. Întrebarea este, ce fac eu practic? Ei știau? Știau. Dar nu s-o închisi nici măcar unul dintre ei să zică, mă, hai să mă duc și eu cu magii, mă. Hai mă să mergem câțiva dintre noi cu magii să vedem care e treaba. Nu vorbesc așa prostii, domnule. Au găsit ăștia ceva. Ăștia sunt niște oameni cu care au o reputație. Ăștia sunt niște oameni importanți în lumea în care noi trăim. Hai să ne ducem și noi să verificăm că nu pierdem mare lucru. Ești vorba. Ești vorba. Știm noi că oamenii mor dacă nu au mântuirea? Știm. Le spunem? Asta. O vedea. Nu știu. Dumnezeu știe. Dumnezeu știe. Nu știu ce scuze inventăm noi. Sunt multe lucruri pe care le știm. Întrebarea este ce facem practic. Ce rezultă practic din această cunoaștere detaliată, minuțioasă, precisă, clară, biblică a cuvântului lui Dumnezeu? Apoi se vede la ei că n-au niciun interes spiritual. Bineînțeles, se știe lucrul acesta, cărturarii, preoții cei mai de seamă au fost favorizați de Irod. Erau niște oameni care aveau niște privilegii și mulți dintre ei aveau niște afaceri foarte serioase în Ierusalim. Erau primiți, deci la ei religia și politica erau îmbinate, ca și astăzi. Doamne, mergeau mână-mână. Favorul reciproce. Favorul, da? Erau remunerați, erau răsplătiți. Și Rod era un om care știa să-i îmbuneze fie cu frica, fie cu banii. Da? Și aveau ei un fel de căutare a lucrurilor spirituale, dar dintr-un interes fals, pentru profit material. De ce se duc oamenii de Paști și la Crăciun la biserică? Vă spun de ce. Se duc acolo și-a făcut el mătania lui, a pupat icoana care a trebuit, a făcut ce i-a spus preotul acolo și pleacă acasă. Bă, am făcut ce trebuie, cu sentimentul ăsta. Am făcut ce trebuie, Dumnezeu o să mă binecuvânteze. Și dacă nu-l binecuvântează Dumnezeu în timpul anului, e frustrat. Bă, mă mai duc să mai încerc o dată, mai fac de câteva ori. De ce? El nu caută pe Dumnezeu din interes sincer. El vede pe Dumnezeu ca un mega moș Crăciun, cu sacul plin de daruri și se duce la adunare să mai ia niște daruri de la Dumnezeu. Sau un cec în care scrie, ba, ești rezolvat. Dacă ai făcut asta, ești binecuvântat în grădina Maicii Domnului Românica noastră, dragă și scumpă. A, ești rezolvat, tată. Noi suntem oricum creștini de 2000 de ani. Suntem binecuvântați de Marele Moș Crăciun Dumnezeu. Cam așa-L văd oamenii pe Dumnezeu. Cam așa-L văd oamenii pe Dumnezeu. O iubire a lui Dumnezeu, dacă o poți numi așa, o iubire din interes, o căutare din interes al lui Dumnezeu. Mai mult vedem la oamenii aceștia că nu sunt mișcați de elementele speciale acestui eveniment. Se întâmplă atâtea lucruri. E o tulburare mare acolo. Irod se tulbură. Ăștia vin și spun că s-a născut un rege. Văd ei în cuvântul lui Dumnezeu. Aud despre steaua aceasta. O grămadă de evenimente, o grămadă de elemente
foarte speciali în acest eveniment, ei își mișcați de nimica. N-au inerți, imobil. N-au niciun fel de reacție față de tot ce se întâmplă aici. Niciun fel de reacție. Și ceea ce văd eu foarte tragic la ei, că nu sunt călăuze. Îs cunoscători, dar nu sunt călăuze. Și este o foarte mare diferență să fii cunoscător. Este o foarte mare diferență între a fi cunoscător și a fi o călăuză. Cunoscător înseamnă să știi lucruri, dar să le păstrezi pentru tine. Călăuză înseamnă să le știi și să le comunici altora. Ei trebuiau până acum să fie oameni care spuneau la mulți alții. Ei să fie primii care se informeze, dar Dumnezeu știa cât de predispuși erau ei spre a face lucrul ăsta. Și vreau să închei cu această căutare pozitivă, această căutare constrânsă, această căutare curată. Nu căutarea criminală a lui Irod, căutarea constrânsă a lor, ci cu această căutare curată. Această căutare curată. Uitați, magii. Biblia ne arată că ei răspund inițiativei lui Dumnezeu. Orice indiciu pe care l-au primit de la Dumnezeu, o stea. Puteți spune, mă, o fi și asta, o stea. Da? Ei răspund inițiativei lui Dumnezeu. Primul indiciu pe care îl dă Dumnezeu, ei răspund. Apoi vedem la ei smerenie. Eu asta văd la ei, smerenie. Nu erau din poporul Israel. Cu siguranță o duceau destul de bine datorită poziției lor, prestigiului lor. Nu erau în legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu Israel. Aveau o grămadă de motive să se justifice, corect? Stea la distanță mare, Dumnezeu poate le-a arătat și altora, poate toți au văzut, nu ne-a arătat o nouă special. Cine suntem noi să ne băgăm? Lasă că sunt alții care sunt mai aproape acolo. Sigur o să fie multă lume. Ce știu câte scuze puteau să inventeze ăștia. Dar vedem o smerenie la ei. Au primit indiciul ăsta de la Dumnezeu. Au trecut peste orice barieră și s-au dus să-L caute pe Domnul Iisus Hristos. Vedem cercetare de la ei. Au zis să duc la Ierusalim și cercetează. Să duc la Ierusalim și cercetează și caută. Îi interesează. Doamne, nu știm noi mult. Ne ducem și întrebăm, domnule, unde-i? Da? Nu știi, du-te și caută. Vedem lucrul acesta la ei. Vedem la ei o motivație corectă. Ce spune ei? Am venit să ne închinăm lui. Poate întrebare foarte importantă, sigur importantă întrebarea asta. Noi de ce venim în adunare? Sau dacă îl căutăm pe Dumnezeu, de ce îl căutăm pe Dumnezeu? Ai putea să te gândești, mă duc la adunare numai să mă închin, atâta. Numai să mă închin lui Dumnezeu. Nu mă duc la adunare să spun cât de bun a fost predica, cât de cald a fost, cât de frig a fost, cât de nu știu. Nu, mă duc simplu, eu de asta mă duc acolo, mă duc să mă închin. De asta să fac, de asta să fac multe dezbinări. De asta există atâta forfotă în multe adunări. Datorită faptului că oamenii se duc dintr-un motiv greșit acolo. Să duc să speculeze, să duc să afle, să duc să se întâlnească, să duc din tot felul de... Când oamenii se duc să se închine lui Dumnezeu, toate lucrurile astea dispar. Ei îl caută pe Dumnezeu. Nu, și pe Domnul Iisus Hristos îl caute numai să se închine lui. Îmi place un lucru foarte mult la ei, faptul că-s vocal. Ei află, auziți, împăratul de curând născut al iudeilor și tot Ierusalimul explodează. Noi am găsit pe împăratul, nu? L-am găsit sau nu l-am găsit? Dacă nu l-am găsit, vă înțeleg pe toți, n-avem ce să spunem nimănui. Dar dacă l-am găsit pe adevăratul împărat, oare am putea să rămânem noi tăcuți? Da, de ce nu? De ce să nu rămân tăcut? De ce să nu rămânem tăcuți? Adică uitați-vă la creștinătatea în care noi trăim. Este o creștinătate vocală? Sau este o creștinătate tăcută? O creștinătate care caută foarte multe punți de conectare cu lumea din jur ca să devină, așa să fie o trecere foarte ușoară de la creștinism la necreștinism. Oamenii cam ne asemănăm. Oamenii întreabă, dar voi cu ce vă diferențiați de noi? Oamenii n-ar trebui să pună niciodată întrebarea asta. Și este un lucru extraordinar la ei. Adevărată căutare a lui Dumnezeu, adevărata credință în Dumnezeu, adevăratul răspuns dat lui Dumnezeu este vocal, domnule. Este ceva ce aduce tulburare, este ceva ce provoacă o reacție în jur. Oamenii o să fie deranjați. Încercați lucrul ăsta la școală, la locul de muncă, tot aduc vorba despre Domnul Iisus. Bă, te-ai auzit despre împăratul ăsta care vine. Tu știi de ce s-a întrupat Domnul Iisus Hristos? Uite că au fost sărbătorile astea. Profită tu de sărbătorile astea ale lor. Profită tu și deschide discuția. Mă, dar voi aveți habar. Și să vezi că se produce ceva. Să faci o mișcare acolo, să tulbură o leacă apele. Și normal lucrul acesta. Apoi vedem în căutarea lor un sacrificiu. Au sacrificat timp, energie, bani, siguranță, confort. Din profesia lor au sacrificat foarte multe lucruri și l-a căutat pe Domnul Iisus Hristos. Și într-adevăr, întotdeauna căutarea Domnului Iisus
Și umblarea după Domnul Iisus Hristos înseamnă mult sacrificiu. Mult sacrificiu. Din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere. La ei se vede și bucurie. Se vede și bucurie. Spune Scriptura, când au văzut steaua, când au văzut steaua, nu știu că au fost bucuroși. Zice, n-au mai putut. Cum o fi aia? Că n-au mai putut. Să mai poți de bucurie. Cum e? V-aș face o demonstrație cu Nathan să vedeți ce înseamnă n-au mai putut de bucurie. Când nu mă vede pe mine sau pe Cristina mai mult timp și intri în casă, ai impresia că presnește prin haine. Se încordează. Bubuie acolo în brațe la cine ei. Ce se cheamă aia? N-am mai putut? Nu mai poate de bucurie. Nu mai poate de bucurie. Dar noi suntem niște oameni elevați? Noi deja suntem niște oameni cumpătați? Noi ne reglementăm toate manifestele? Noi suntem niște oameni cu minți, domnule. Adică, suntem oameni maturi, nu mai manifestăm noi ca niște copii, nu-i adevărat lucrul acesta? Cu siguranță că da. Da? Și putem justifica lipsa noastră de pasiune și de entuziasm și de bucurie pentru Domnul Iisus Hristos cu lucrul acesta, cu cumpătarea. Asta e o roada Duhului, din roada Duhului Sfânt, să fie așa un om liniștit, răbdător, calm, da, cu siguranță. Dar vedeți, când au avut ei, când au făcut ei descoperirea asta, numai când li s-a arătat steaua și Dumnezeu le-a arătat a doua oară că sunt pe drumul bun și că sunt aproape să vină la Domnul Iisus Hristos, Scriptura spune foarte clar, n-au mai putut de bucurie. Și lucrul acesta ar trebui să le experimentăm fiecare dintre noi care îl găsim cu adevărat pe Domnul Iisus. Și m-aș încumeta și m-aș arunca să spun că toți care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos experimentează lucrul acesta. Da, sunt perioade de suișuri, perioade de coborâșuri, sunt perioade în care greșim, în care păcătuim, în care pierdem bucuria mântuirii, pierdem manifestarea aceea prezenței lui Dumnezeu, dar nu se poate ca și creștin adevărat să nu ai momente de bucurie adevărată, intensă, datorită unui singur motiv. Datorită Domnului Iisus Hristos. Nu se poate. Toți cei care îl cunosc adevărat pe Domnul Iisus Hristos au bucurie. Toți cei care îl cunosc adevărat pe Domnul Iisus Hristos, nu doar că sunt motivați, vor să-L găsească pe Hristos care să se închine, ci chiar să duc și să închină. Auziți ce spune? S-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Dar observați ceva aici. Zice așa. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui. Puteți spune, au văzut-o pe Maria cu pruncul. Cine are prioritate aici? Asupra cărei persoane vrea să ne atragă atenția Matei? Asupra pruncului, da? Care acum nu este prunc, dar cui? Asupra cui? El spune, au văzut pruncul cu Maria. Pruncul cu Maria. Prioritatea are pruncul. Și apoi spune așa. S-au aruncat cu fața la pământ și... Limba română e destul de clară, nu trebuie să faci teologie ca să înțelegi. Nu spune și li s-au închinat, lor, la mai mulți, da, care erau acolo. Și i s-au închinat, lui, Domnul Iisus Hristos. Maria trage pe magi, bă! O leacă de respect, dar voi chiar nu aveți deloc bun simț aici? Voi cine credeți că a adus pe... Cine credeți că e mama lui Dumnezeu? Păi cine credeți că a născut pe, fiu, pe copilul ăsta? Vezi, s-a născut singur, dar, adică puțin respect, mă, dar nu vă reușim eu leac la obraz. Voi nu știți că ce a spus îngerul, că sunt prea fericită, că s-a plecăciune ție, cărea ți s-a... Voi nu știți toată povestea asta, toată teologia care o să fie făcută cu sute de ani după nașterea Domnului Iisus Hristos? Nu știți, nu știm. Nu știm. Că nu știau. Și nicăieri nu vedem în Sfânta Scriptură o închinare, o venerare a Mariei. Nicăieri. Ei s-au închinat pruncului. Puteți zic, mă, ăsta pruncul nu înțelege nimica. Eu înțeleg, pruncul nu înțelege nimica. La ce vă închinați pruncului? Care-i sensul să te închine un prunc? Ce știe pruncul? Vedeți? A fost o înțelegere clară asupra identității Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi vedem dăruirea lor, da? Dăruirea lor. Dau aur, tămâie și smirnă. Scriptura ne spune foarte clar că... Pentru Domnul Iisus Hristos au adus, când au dus la templu, au adus jertfa săracilor. Citiți în Sfânta Scriptură, nu erau bogați Maria și Iosif. Și noi am putea spune, lasă, lucrarea lui Dumnezeu se face cu rugăciune. A, sigur că se face cu rugăciune. Lucrarea lui Dumnezeu se face și cu bani. Lucrarea lui Dumnezeu se face și cu darurile noastre. Lucrarea lui Dumnezeu se face și cu implicare materială și fizică. Și așa a propășit lucrarea lui Dumnezeu. Așa s-a răspândit lucrarea lui Dumnezeu. Prin oameni care au jertfit pentru Dumnezeu, care au dăruit pentru Dumnezeu. Și asta au făcut și magii aici. Au susținut lucrarea lui Dumnezeu manifestată acum în persoana Domnului Iisus Hristos. Un alt lucru foarte important,
magii se separă de Irod. Au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod. Și spunem, bă, noi suntem oameni credincioși. Noi ne ținem cuvântul. Acum Dumnezeu a zis-l în vis ce-o zis. Dar dacă eu am făcut promisiunea asta că ne întoarcem la Irod, nu putem doi să ne călcăm legământul, nu? Nu, vreau să vă spun un lucru. Când Dumnezeu ne cere, indiferent de dacă am face cele mai importante legăminte cu cei mai importanți oameni de pe planeta asta, le face promisiuni lui Putin sau lui Obama sau cui vrei tu, dacă Dumnezeu îți cere ceva, legământul ăla devine invalid. Corect sau nu? Când Dumnezeu îți cere ceva în cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de ce legământ ai fi făcut, legământul acela devine invalid și nu faci un păcat dacă îl calci. Ei, cel mai probabil, au fost însărcinați de Irod și și-au dat cu, da, Dumnezeu, că nu știau ei cine e Irod. Dar în momentul în care Dumnezeu li s-a revelat, toată povestea și legătura cu Irod era egal cu zero pentru ei. Dumnezeu este autoritatea absolută. Dumnezeu este autoritatea absolută asupra vieții unui om care l-a găsit cu adevărat pe Dumnezeu, care l-a găsit cu adevărat pe Hristos. Este o separare clară față de toți dușmanii Domnului Iisus Hristos, pentru că au fost informați de Dumnezeu. Și apoi, în final, vedem la oamenii aceștia o ascultare, o ascultare, da? Dumnezeu li se revelează și ei ascultă. Și acum poate unii dintre noi am spune, Domnule, și noi am ascultat, dacă Dumnezeu ne-ar vorbi așa cum le-a vorbit magilor. Vorbit Dumnezeu magilor, nu mai dați pe la Erod. Și eu aș asculta, domnule, mă ajunge la facultate la care îmi spune Dumnezeu, mă ajunge la soția care îmi spune Dumnezeu, mă ajunge la locul de muncă la care îmi spune Dumnezeu, dacă nu vorbește așa clar, cum să ascult? Uitați că Dumnezeu ne-a dat cuvântul lui în care ne este prezentată voia lui Dumnezeu, da, nu în modul acesta că spune pe ce drum să te duci, pe... da, deci nu în sensul acesta, dar ne-a dat cuvântul lui Dumnezeu și ne-a dat voia lui Dumnezeu. Și foarte multe versete din Scriptură tocmai asta spun. Voia lui Dumnezeu este, căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Și că, Doamne, care-i voia ta? Care-i voia ta? Deci e voia ta. Și oare cred eu sau pot avea eu pretenția că Dumnezeu o să-mi descopere voia lui cu privire la un lucru din, cu privire la un lucru care are de-a face cu mersul lumii acestea, dacă eu n-am niciun interes pentru cuvântul lui? Când eu nu am niciun interes pentru ceea ce este scris deja în Sfânta Scriptură, dar vreau alte revelații, alte lucruri care nu sunt scrise deja aici, niciodată Dumnezeu nu va călăuzi în asemenea om. Oamenii aceștia au căutat pe Domnul Iisus Hristos și aveau informații despre Domnul Iisus Hristos din cuvânt. Și când Dumnezeu li s-a revelat special pentru situația respectivă, ei au ascultat și atunci. Au ascultat și înainte, au ascultat și de semnul supranatural, au ascultat și după ce l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Aceasta este o căutare autentică a Domnului Iisus Hristos pe care o vedem la magii aceștia și sunt niște principii, așa cum am văzut în această căutare, niște principii care trebuie să fie regăsite și în viețile noastre. Cu siguranță sunt oameni în vremea în care noi trăim care sunt exact ca Irod, numai că n-au puterea lui Irod. L-au omorât pe Domnul Iisus Hristos la fel. Când vezi ura lor și dușmânia lor, că nu sunt niște indiferent, dușmânia, o ură irațională. Și o dușmănie irațională față de o persoană în care unii dintre ei spun că nici măcar nu cred. O ură absolut absurdă față de Domnul Iisus Hristos. N-au nicio treabă cu Domnul Iisus Hristos, nu le-a făcut Domnul Iisus Hristos nimica, dar urăsc Domnul. De ce? Pentru că este un principiu în Sfânta Scriptură. Față de Domnul Iisus Hristos nu poți fi neutru. Ori ești cu El, ori ești împotriva Lui. Ori zidești, ori dărâm. Dar mai sunt și oameni din această a doua categorie și mulți dintre ei sunt adunări, din nefericire. Oameni care spun, noi știm, deci, îți putem da o grămadă de detalii. Ca și cărturare și preoții ce merg de seamă. Ei știu o grămadă de lucruri. Dacă te uiți la viața lor și cauți în profunzimea vieților, vezi că nu există o căutare adevărată după Domnul Iisus Hristos. Nu este o căutare mântuitoare. Nu este o căutare cu inițiativă, cu sacrificiu. Nu este o căutare practică. Este o cunoaștere intelectuală. Dar viața nu arată nimica. Și într-adevăr există oameni ca și magii care au căutarea aceasta curată, mântuitoare, salvatoare, care duce într-adevăr la o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos. Ceilalți nu l-au găsit pe Hristos. Și Hristos nu se lasă găsit de oameni care îl caută în felul acesta parșiv sau cu motivații necurate. Ei găsesc de fapt imaginațiile lor. Ei zic că au simțit ceva, unii că au experimentat ceva, de fapt au experimentat imaginațiile lor și... lucrurile care sunt psihicul lor. N-au găsit pe Domnul Iisus Hristos. Că pleacă cum o venit. Sau pleacă mai înșelați decât o venit. Și spun ca Dumnezeu să ne ajute să fim nu odată. Să ne mulțumim că l-am găsit odată pe Hristos și gata. Să fim totdeauna în această
căutarea unui Hristos pe care l-am găsit de fapt și care este în inimile noastre și față de care trebuie să arătăm întotdeauna această stare de uimire, de respect, de închinare, de bucurie, de dăruire, de sacrificiu și tot ce vedem la oamenii aceștia. Domnul să ne ajute. Amin. Amin.